de interdependență dintre om și animal în această parte a continentului. Fascinația trezită de, le numește cimitirele industriale post-socialiste, unde vezi păscând, nu știu, temirce, cai, vaci, capre și unde câinii își fac sălașul. Și vreau să vă spun că, deși pare la prima vedere o fantasmagorie sau o viziune deplasată a scriitorului, numai târziu de ieri, venind dinspre Bălți, spre dumneavoastră, așteptând să luăm Bacul sau căutând drumul la Galați spre Bac, am văzut în mijlocul orașului, pe un trotuar, absolut fără stăpân, fiindcă n-am uitat să vedem un cal. Mergea pe trotuar și noi nu știam, mi s-a părut cam picat exact în lumea lui Stașiu. Deci, mi s-a părut ceva absolut, cum să spun, senzațional. Foarte bizar a părut acest titlu. Un domn care a participat la Bălți la lansare, scriitorul Emilian Dalaicu Păun, a spus că prima oară când a văzut acest titlu a crezut că nu vede bine, că e ceva, că trebuie să-l mai citească o dată, fiindcă a spus că sigur e de fapt Călătorind spre Bagdad, fiindcă ce caută Babadagul? Toate statele și-au babadagul lor, le-a răspuns scriitorul tuturor celor care îl întrebau de ce un asemenea titlu. De ce un asemenea titlu a stârnit surprinderea, nu numai prin, eu știu, exotismul felului în care sună, ci mai ales prin faptul că scriitorul s-a oprit în acest orașel doar pentru câteva secunde și absolut întâmplător, doar fiindcă autobuzul cu care mergea spre o cu totul altă destinație a făcut un popas obligatoriu în Babadag. Așa a ajuns și scriitorul în această parte a Europei, despre care spune: nu știu ce este Babadagul, aveam nevoie de un titlu care să exprime totul și nimic. Am fost la Babadag de două ori, de fiecare dată câte 5 minute. Acolo fac popas autobuzele care merg în Delta. Citind însă cartea, descoperim că Babadagul este de fapt metafora Europei lui Staș, metafora colțului său de univers, este însăși chintesența periferiei și a acestor transformări prin care trece continentul nostru. Este un spațiu simbolic care pare să scape conștientului și subconștientului. Babadag, Huș, Țoroca, Gânz, toate aceste mici orășele, ne spune Stașiuc, în caz că există pentru Europa civilizată, ele reprezintă doar niște simple toponime pe hartă. Față de aceste orașe, scriitorul manifestă, în schimb, cum a spus, o tandrețe nemaipomenită și le consideră nuclee ale vieții. El consideră că adevăratul centru al Europei se află în aceste orașe și nu în marile, știu, metropole ale civilizației. Aș dori să închei, sau n-aș dori să închei prezentarea de astăzi fără a cita un alt fragment din carte, care, după părerea mea, pare să reprezinte însăși chintesența viziunii autoriale asupra continentului pe care trăim. Și Ange Stașiuc o face foarte frumos în acest fragment. Uneori îmi imaginez o hartă alcătuită din locurile unde aș vrea să mă mai întorc. Această hartă nu este serioasă. Pe ea nu s-ar afla mare lucru. Zăpada umedă din Gânz zboră cu biserica ei în ruine, caraurman cu nisipul lui deșertic și cu utilajele ruginite care ar fi trebuit să recupereze aurul din apele Dunării, canicula din Erind, gheaua Spisca și prăvălia cufundată în întuneric, zorile și mirosul de pisică din Piran, serile din Rășinari cu aromele împrăștiate de fabrica de turte dulce, vierii de lângă Oradea și porcinerea de la Mateșanco, de latân cu gara sa în lumina cenușia dimineții, Dulomca, Răzcucie și Iabuan în Alațca, Cuș și Socou și acum și Lubenițe. Închid ochii și trasez drumurile, liniile de cale ferată, distanțele și peisajele dintre spațiile goale, dintre o mediocritate și cealaltă, și încerc să schițez o geografie care să ridice toate acestea în spinarea sa plată, pentru ca totul să devină mai rezistent, mai nemuritor.
Cu alte cuvinte, pe scurt, după părerea mea, această carte este încercarea lui Stașuc de a desprinde aceste locuri, de a le smulge, de a smulge aceste locuri din, din neuitarea în care sunt și de a le restitui prezentului. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această foarte frumoasă și largă prezentare, care cred că numai ea e suficient că ea sigură să vă invite să citiți cartea. Pe mine m-a impresionat foarte mult această prezentare. Și vă rog acum pe cunoscutul și colaborator, poet, prieten al bibliotecii și al vostru al tuturor, pe domnul Dumnezeu, să își exprime punctul de vedere, gândurile față de această carte pe care a citit-o. Am un semnăt despre carte. Îmi pare rău că dacă era să scriu mai mult, ar scriu mai mult, dar trebuia să scriu mai mult. Și nu trebuie prea mult. Este cumplit de greu să vorbești despre un prozator, poet, eseist, critic literar, precum este Stașuc. Un terestru care, neobosit călător fiind, a avut îndrăzneala, călătorind printr-o Europa de second hand, să treacă și prin neasemuitele noastre tărâmi. Dureros este faptul că acest călător, ștampilat cu 167 de parafe, în decurs de 7 ani adunate, încercând să străbată granițele, adică de la stupidele îngrădiri făcute de oameni pentru a fi grănițuiți unii de alții, deși Dumnezeu ne-a plămădit pe toți identic după chipul și asemănarea Lui, a întâmpinat o la fel de stupidă opreliște la intrarea în țara noastră. Oprit fiind de un vameș birocrat de o crasă nesimțire balcanică, mâncător de semințe de floarea soarelui, trântit într-un fotoliu și cu picioarele zvârlite pe birou, scriitorul ne arată adevărata față a funcționarilor noștri publici care plătiți bine, hrăniți bine, ar putea fi folosiți pe post pentru Crăciunul apropiat. Zice doamna Cristina Godun în prefața acestei scriituri de excepție: Babadacul așadar e un fel de huș despre care Stasiu scrie că trebuie să te naști la huș pentru a simți mirosul otrăvitor al tristeții care roade mintea și sufletul. Trebuie să te naști la huș unde nici șorile nu se opresc din zbor pentru a înțelege sensul visului despre măreția propriei țări, sensul unui asemenea coșmar. Și atunci nu-ți rămâne decât nebunie, rătăcirea minții, căreia puțin îi pasă de huși. Deci numai așa poți submina pentru o clipă, submina ordinea lumii, puțin îi pasă de Valea Dacilor și chiar de satul Decebal, cu disperarea șatrelor țigănești de la margine, da, puțin îi pasă. Hușul disprețuit, hușul părăsit, hușul sufocat și călcat în picioare, hușul ciugulit de găini și pe vaci înțepenit în abisul timpului ca un bețișor frânt. Să vii pe lume la huși înseamnă să trăiești într-o eternitate materializată. Acolo se încheie ciclul vieții. Viața la huși înseamnă nemurire. Ai doma, zic eu, și la babada. Într-adevăr, stai atașat în mod deosebit de Babadac, de Dobroda, despre care scrie, cu un soi de tandrețe amestecată cu îngrijorare, orășelul care îi se pare că va dispărea pe hartă. Demonstrează prin această carte plină de simțăminte faptul că este un scriitor robust în toate cele ce se pârșește, dăruindu-ne sufletului mângâieri, chiar dacă uneori acestea au amărăciunea coajei de salce sau de pelin. Înainte să aflăm cum putem citi această
această carte prin intermediul doamnei Mariana. Doamna Luiza Săvescu, referent cultural la Institutul Polonez, dorește să spună. Nu vreau să vă spun decât că două vorbe, să zicem. Această carte, a treia, așa cum am amintit directorul Rodun, a treia tălcire în limba română a scriitorului Pistașiuc, a fost distinsă premiul Nike pentru 2005. Premiul Nike este cel mai prestigios premiu literar polonez și mai mult de atâta, printre candidații la acest premiu, în anul în care și cartea lui Stașiuc s-a găsit pe lista nominalizărilor, a fost și Kapuscinski cu un volum care sperăm să va termina în volumul de curând în românește. Kapuscinski fiind un mare scriitor cu păcate dispărut dintre noi pe curând, candidatul polonez la premiul Nobel pentru literatură. Vă mai rețin doar puțină atenția. Cărțile pe care cu bucurie le-am oferit de partea Institutului doamnei directoare Costovache, în marea lor majoritate sunt cărți lansate, tipărite și lansate cu sprijinul Institutului Polonez. Pe cele mai multe dintre ele se poate vedea și sigla, fie a Institutului, fie a Fondului Literar Polonez. Pe volumul editat de RAO apare sigla Bibliotecii Institutului Polonez. Și cu ceea ce spun acum închei, dacă vă uitați în broșura Institutului Polonez, care este publicată trimestrial și care cuprinde programul Institutului, actualizat, evident, pe paginile noastre de internet, toate coordonatele le găsiți acolo, la pagina care vorbește despre lansarea cărții lui Stașiuc, o să vedeți un traseu bun al acestor lansări. Cu părere de rău, am călătorit și vom călători în continuare pe acest traseu, pe care în mod normal ar fi trebuit să îl însoțim pe Andrei Stașiuc, din motive însă independente de voința lui a trebuit să renunțe. Vreau să vă spun doar că Tulcea a fost trecută pe acest itinerar la insistența specială a lui Andrei Stașiuc. El este cel care regretă în mod cel mai mult faptul că nu a putut să participe de data aceasta, cu promisiunea însă că va reveni cu proxima ocazie să facă cunoștință cu noastră. Vă mulțumim foarte mult! Doamna Mariana, Ana Maria, reprezentanta editurii RAO. Cartea de și vă invităm să... Și în colecțiile Bibliotecii Județene, nu? Făcea arba atunci. Da, vă mulțumim. Domnul primar Constantin. În primul rând vreau să salut prezența Tulcea a domnului Dorin și a domnilor domnului sale și să le doresc un bun venit în orașul nostru. Vorbim despre ambasadorii unei țări cu care România are și a avut legături nu numai cultural, spirituale, ci și economice și, dacă vreți, de tot ce înseamnă apanajul unor legături între două țări prietene și înainte de 89, deci vorbim de colonia prietenă care a fost apropiată de România atât înainte de 89, cât și după 89, deci vorbim de niște legături tradiționale foarte vechi, ne unesc foarte multe lucruri cu prietenii noștri din Polonia. Evident că ceea ce a spus domnișoara Costolache și încercând să se încadreze într-o limită de timp, definește în mică măsură
contribuția culturalității și spiritualității Poloniei la ceea ce înseamnă zestrea europeană. Deci, aportul Poloniei este uriaș în ceea ce înseamnă exprimarea culturală și spirituală la zestrea Europei și știm cu toții ceea ce înseamnă Polonia din acest punct de vedere, și geografic, și turistic, și cultural, și spiritual, și din toate punctele de vedere, deci contribuția este uriașă la ceea ce înseamnă, nu, iată, împreună suntem într-o Europa Unită. În un mod punctual discutăm despre o carte și, dacă vreți, o gestiune extrem de inedită. Iată, un polonez scrie despre ceea ce înseamnă ploiurile turcene. Spuneam domnului Botucă că, din păcate, și uitasem de acea contribuție a expoziției Hihimbar, nu am avut privilegiul și plăcerea să avem prea multe exprimări culturale și spirituale a prietenilor din Polonia în Turcia. O motivație poate să fie, să spunem, legătura geografică mai îndepărtată cu zone din restul țării care au legături mai intense cu Polonia. Chiar dacă avem 14 etnii în municipiu, iarăși, din păcate, ne lipsește și aportul unei spiritualități și culturi poloneze, dar nu se știe niciodată când poate să apară și din acest punct de vedere. Ceea ce m-a bucurat, chiar dacă scriitorul Stasuc se pare că manifestă o predilecție înspre exprimări perimetrale ale culturii europene, înspre spații inedite și atemporale. Europa este formată și din asemenea gen de comunități pe care trebuie să ne le asumăm și numai trebuie să le punem în valoare, pentru că au și ele parfumul, dacă vreți, și salvarea lor în comparație cu niște metropole europene consacrate. Și mă bucur că domnul Stasuc, prin descrierile domniei sale, iată, duce în fața polonezilor și locuri probabil mai puțin cunoscute pentru dânsii. Și ceea ce mă bucur, că stând de vorbă cu domnul Godun, această carte a constituit un imbolt pentru prietenii polonezi să vină să ne cunoască. Și spunea că, din cunoștințele domniei sale, aproape 1000 de polonezi anul trecut au venit să viziteze Delta, Tulcea. Din punctul meu de vedere al primarului, salut acest lucru. Mi-aș dori să fie nu 1000, ci 10.000 și le putem arăta lucruri foarte frumoase. Și noi avem cai care mai merg liber prin oraș. Asta e, nu e nicio problemă, trebuie să o recunoaștem. Da? Dar asta poate să constituie la un moment dat o savoare și originalitatea unei zone, nu a fostului Bizanț, pentru că trăim într-o zonă cu foarte multe exprimări originale din acest punct de vedere. Este onorat pentru noi că, iată, un scriitor polonez vorbește despre plaiurile noastre și ne dorim ca, eu știu, cât mai mulți oameni dintr-o Europa Unită, cum suntem și noi acum și colegii polonezi, să avem cât mai multe impolturi prin asemenea exprimări culturale și spirituale, să ne cunoaștem cât mai bine între noi. Mulțumesc și felicit. Îmi pare rău că domnul Stasuc, am zis că din motive independente, dar considerați și vă rog să-i transmiteți că este invitatul nostru permanent și oricând poate să vină să ne viziteze și îl vom primi cu dragoste și cu plăcere. Mulțumesc și felicitări! Dacă dintre cititori, dintre colaboratori, dintre invitații noștri, ar dori cineva să exprime câteva gânduri? Dacă nu, da, domnul profesor Măgureanu, de la Penitenciarul Tulcea, un foarte apropiat prieten al nostru. E un moment de văzut. Este o premieră și pentru faptul că 17 deținuți din penitenciarul Tulcea au ținut să participe la această manifestare. Scrierile poloneze, în special Sienkiewicz și Prus, sunt bine reprezentate în biblioteca penitenciarului și toți cei 17 deținuți au citit cu emoție Vovadis, o carte, știu eu, de esență divină, după părerea mea, cel puțin așa am perceput-o
când aveam 15 ani, atunci când pentru prima dată am citit-o. Nu fac referire la premiul Nobel. Îmi mai aduc aminte că lucrând într-un alt domeniu de activitate, apropo de prietenia și legăturile dintre dobrogeni, turceni și polonezi, în 1939 știți că a avut loc un eveniment tragic pentru prietenii noștri polonezi. Și când tăvălugul războiului zdrobea existențe, suflete, aspirații pe teritoriul vecin nouă la acea vreme, mulți dintre polonezi și-au găsit refugiu în România, dar chiar și în județul Tulcea. Lucrând în arhivele statului, am depistat multe documente care atestă faptul că familii obișnuite au poposit timp de 2 ani pe teritoriul nord-dobrogean, iar statul român le-a acordat ospitalitate. Trebuie uitat de asemenea că tezaurul Băncii Naționale a Poloniei a traversat România și a fost restituit după război în totalitate acestui popor care, lovit de soartă, avea nevoie de acești bani pentru a se reface. Papa, dacă oarești